Inestimabilă bogăție, viața, nu a stat mult, decât foarte puțin, peste 5 decenii, în visteria personală a autorului multor vorbe celebre, dintre care una sună astfel. Poetul, ca și soldatul, nu are viață personală. Extraordinarul creator de versuri, inovator al lingvisticii, lucru pentru care a fost numit poetul necuvintelor, Nichita Stănescu, cel născut în Ploieștiului Caragiale și Caragiu, laureat al premiului Herder, a văzut lumina zilei pe 31 martie 1933. De o maturitate creatoare absolut de invidiat, Nichita, care aprecia că s-a confundat talentul cu munca, în sensul transportării pe umeri de saci încărcați cu vorbe și cuvinte. Talentul nu e muncă, ci revelație, încheiat citatul. Nichita, deci, mai spunea despre talent prin prisma poeziilor sale. Pe de parte, fie că nu mă înțeleg cititorii, pe de altă parte, fie că acele poezii ale mele sunt realmente slabe. Deci există și această posibilitate, pentru că talentul nu este un fenomen continuu. Talentul are și el fluctuațiile lui ca și forma. Forma omului, ca și bioritmii, dacă vreți să spun așa. Nemuritoarea creația lui Nichita Stănescu își are rădăcina, cum era și firesc, atât în viață cât și în filozofie, lucruri despre care poetul român mai spunea. Întrebarea fundamentală a filozofiei nu este dacă viața merită trăită. Filozofia nu e făcută pentru morți. Ea nu are nicio întrebare fundamentală. Soclul ei este un răcnet de spaimă în fața morții, încheia citatul. Astfel, concluzionată ideea, apărea sub forma. Viața merită să fie trăită din pricina faptului că ea stânește atari frumoase sentimente. Iar celor buzuluiți le spun că viața merită trăită, măcar din curiozitate, dacă nu de altceva. Dând culturii ceea ce este al său și apreciind evident și făuritorii de versuri, Stănescu își dorea așezarea adevăratelor valori pe suportul meritat. Să punem 7 coroane nu pe capul poetului, ci pe verbul versului, mai spunea Stănescu. Și dacă la rândul Nichita trebuie cu cât mai multă obiectivitate așezat acolo unde este locul, să nu uităm ce au spus despre valoarea operelor sale două nume remarcabile ale literaturii. Ștefan Augustin Doinaș. Nichita Stănescu se mișca într-adevăr într-o sferă superioară, siderată de valori exclusive artistice. Eugen Barbu. În acest bâlci al deșertăciunilor, care este poezia, peisajul nostru liric ar fi fost lipsit de unitate fără poezia lui Nichita Stănescu.